Bună ziua, mă bucur foarte mult că am posibilitatea să vă prezint o carte la care țin foarte mult și care face parte dintr-o serie mai lungă, Blog and Roll, și împreună cu un grup de prieteni pe care îi salut și cărora le mulțumesc că au venit la această întâlnire. Vreau să vă transmit un mesaj din partea lui Dan Androni, care n-a putut ajunge. Din păcate, fiica lui nu se simte bine, a trebuit să meargă la spital cu ea și a scris și pe Facebook la el că nu va putea să fie prezent aici. Spune câteva lucruri frumoase despre mine pe care n-are rost să vi le citesc, dar deci lucrurile nu sunt grave, așa încât pentru cei care eventual s-ar fi putut plictisi după mai multe discursuri, cred că într-un fel întâlnirea de astăzi ar trebui să fie doar o întâlnire între prieteni în care practic să vă invităm, să vă invit eu și poate să aveți o confirmare, că merită să citiți această carte, care este de fapt o carte jurnal în care am scris diverse lucruri despre ce se întâmpla cu mine, ce se întâmpla în jurul meu, ce se întâmpla în țară, ce se întâmpla în jurul țării. O carte despre alte cărți, o carte despre oameni pe care i-am întâlnit, un jurnal care a avut o audiență destul de mare, în sensul că în 2017 și 2018 am publicat peste 500 de articole și audiența a fost, spuneam, destul de bună. 1,5 milioane de accesări în cei 2 ani. Deci, într-un fel, din punctul de vedere al comunicării, al opiniilor, poate un exercițiu interesant pe care l-am realizat pornind de la articolele pe care le scriam editorialele pentru Jurnalul Național și care, într-un fel, m-au ajutat, care erau citite și care m-au ajutat într-un fel să scriu cu propoziții și nu cu fraze. Să încerc să punctez anumite lucruri. Mi-aduc aminte, editorialele acelea le scriam timp de o săptămână, le pregăteam, revenind de nu știu câte ori asupra lor pentru a mă înscrie în numărul de cuvinte pe care mi le fixa Marius pe vremea aceea. Da. Bun. Am promis că vom stabili o altă ordine de vorbitori. O să spun câteva cuvinte la sfârșit. Pentru început, da, asta-i vestea rea. Dar există o veste și mai rea, că acum îți dau ție cuvântul. Da. Așa merg. O să vorbesc fără microfon. Nu, că trebuie să se înregistreze. Scuze. E de înregistrat, da, pentru înregistrat. Eu, oricum, totdeauna înregistrează cineva, stați liniștit. Mulțumesc mult că sunteți aici și mulțumesc domnului prim-ministru. Așa a rămas trecut în telefonul meu și nu l-am schimbat între timp, n-am simțit nevoia să-l schimb. Știți că există tot felul, zice, valii, garduri, Ionel, frunze, adică avem tot felul de chestii de asta trecute în telefon. În telefonul meu, Adrian Anastase, a rămas prim-ministru. Și cred că așa o să rămână pentru totdeauna. Nu știam că o să am emoții, nu trebuia să mă chemați. A fixat special ca să mă tortureze. Mai văd și pe doamna Anastase, care are datorii foarte mari. Dar despre tarta cu vișine voi vorbi la final, ca să mai destind puțin atmosfera. Pare destul puțin încordată, mi se pare. Totuși e un eveniment important pentru Adrian Anastase, care e un om liber și a fost un om liber întotdeauna.
Stăteam într-o zi gândindu-mă la această lansare de carte. Eu nu o să vorbesc despre carte pentru că e prea groasă, adică nu ar trebui să vorbesc numai eu. Stăteam într-o zi și mă gândeam la, gândindu-mă că vin încoace, la cariera politică a lui Adrian Năstase și am realizat un lucru care m-a șocat pur și simplu și nu exagerez deloc. Adrian Năstase avea vârsta mea de acum în momentul în care a fost scos din politică. Vă vine să credeți? Știu că nu par foarte tânăr, totuși un om ca Adrian, un politician ca Adrian Năstase să fie scos din viața politică la vârsta pe care o am eu acum, mi se pare un lucru incredibil. Și chiar am avut un șoc și nu glumesc deloc și vorbesc foarte serios. Da, cine să fie vinovat pentru asta? Nu știu dacă mai are rost să căutăm vinovați, nu cred că am căutat niciodată, însă mi se pare atât de nedrept pentru Adrian Năstase ca la 55-56 de ani să fie scos din viața politică. O mare nedreptate și cred că de atunci Adrian Năstase, omul politic, omul Adrian Năstase, este în căutarea timpului furat, ca să parafrazez. Pentru că timpul de care vorbeam, într-un fel sau altul, toți acești ani, i-au fost furați lui Adrian Năstase. Și cred că în acești ani care au trecut, a încercat cumva să-și ia înapoi, să facă niște ani pe care să-i simtă, să-i trăiască pentru el, pentru familie, pentru cei apropiați, pentru, prin cărțile sale, pentru și prin fundație, prin ceea ce face la fundație și cumva și pentru public. Public, asta cu publicul larg, în vremurile noastre, asta e doar pentru followers. Sunt singurii care au public larg. Noi avem public strâmt, aș putea spune că cam asta e. Și îl admir în continuare pentru asta și cred că am rămas prieten, cu toate că am căzut din grațiile doamnei Năstase, n-am mai fost invitat la tarta aia cu vișine de 10-15 ani. De fapt, de atunci de când a căzut de la putere, să zicem, a fost scos în afara scenei publice și în afara politicii domnului Năstase, nici eu n-am mai mâncat tarta cu vișine, ca să fiu sincer. Deci, când n-am mai fost la putere noi, de pe partea asta, poftiți? A fost după, mă rog, am și eu scăpările mele. Și prin ceea ce scrie Adrian Năstase, cred că este o recuperare, o încercare de recuperare a timpului furat și a memoriei celor întâmplate în toți acești ani de restriște. E bine că suntem aici, e bine că Adrian Năstase scrie și scoate cărți, e bine că e prezent în viața publică într-un fel sau altul și eu cred că este loc, poate cineva o să fie de acord cu mine și de-aia suntem aici, cred că e loc să existe un comeback, să se întoarcă într-un fel sau altul în viața politică. Îi doresc lucrul ăsta, e în continuare ar fi o recuperare a timpului furat de care vorbeam la începutul micului meu speech sau, dacă vreți, discurs. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, Marius. În continuare, vreau să rog pe Cornel Nistorescu să spună câteva cuvinte. Sunt extrem de onorat că a acceptat să citească și mai ales să vorbească despre această carte. În ultimii ani mi-a făcut plăcere să îl redescoper așa cum l-am cunoscut într-o vreme. Poate că a fost o perioadă în care comunicarea dintre noi nu a fost cea mai bună, dar mă bucur că acum privim destul de apropiat unele dintre lucrurile care ni se întâmplă. Cornel. Mulțumesc de invitație. Eu să încerc să vă spun câteva cuvinte despre carte. Teza în care am încercat să o parcurg, că n-a citit-o, a găsit formula rapid să treacă pe lângă și să treacă la personalitatea domnului Năstase, totuși lansăm o carte. O carte foarte interesantă, prin formulă, a
fost un mijloc de comunicare, a fost un mijloc al domnului Năstase de a rămâne în jocul comunicării publice, într-o perioadă în care multe uși au fost închise și multe locuri de exprimare nu erau disponibile. A găsit această formulă pe care a consacrat-o, s-a impus repede, a făcut audiență. Și este o formă de jurnal, fără să fie jurnal. E un blog care adună și lansează informații culturale despre personalități comemorative, unele conțin o veste tristă, unele conțin săgeți și trimiteri directe la adversari politici cunoscuți deja sau la personaje care sunt aproape ciuca bătăilor în media. Altele sunt corecții pe care domnia sa s-a simțit obligat să le facă și nu avea unde să le facă pentru că nu era nimeni interesat să le afle. Și în felul acesta, punând pe blog și apoi transpunând în carte, le-a asigurat o circulație de lungă durată și cine vrea să completeze un dosar, să vadă, să parcurgă și să întocmească un dosar corect al perioadei și al incidentelor pe care le-a avut, găsește aici completările de rigoare. În fiecare din volume, uitându-mă pe net, că n-am, celelalte nu l-am prins, e un jurnal cotidian politic. Jurnalul clasic este jurnalul intim, jurnalul cu confesiuni. Domnul Năstase nu prea face confesiuni în această carte, doar sunt mici evenimente de familie în tot parcursul și îi putem urmări aproape traseul cotidian și vacanțele și tot. Nu e un jurnal în stilul clasic de răzbunări, de confesiuni, de proiecte ratate. Domnul Năstase e foarte zgârcit cu sinele său, dincolo de aceste știri pe care ni le oferă zilnic sau materiale pe care le preia. E un jurnal politic corectiv, ca să zic așa. Informații care sunt aiurea despre dânsul sau din societate, aberații din societate, proiecte nebune sau inutile pe care România încă le mai lansează și le lansează cu plăcere nebună și acum. Domnia sa de pe margine, de pe marginea scenei atâția ani, a avut grijă să le anoteze, să le dezumfle pe unele, să le ironizeze pe altele. A făcut un lucru de aproape jurnalist fără ziar, de agenție fără ziar, sau fără agenție. Foarte... foarte interesant, prin trecerea de pe blog, de unde lucrurile vor dispărea. Deocamdată eternitatea, pariu cu eternitatea a internetului e încă nesigur, ca să nu spun imposibil, sau foarte departe. Trecerea în carte dă o imagine de ansamblu a vieții familiei Năstase, amestecată cu viața societății românești, cu bătălia politică, inclusiv cu disputele legate de diverse evenimente din viața domnului Năstase. Corecții, aici există corecții necesare pe care domnia sa s-a simțit dator să le facă și obligat să le facă și sunt folositoare, după părerea mea. Nu... caracteristica acestei cărți este acuratețea informației. Domnul Năstase nu are ambiții stilistice de prozator, nu are accente, nu scapă accente lirice. Eu nu cred că nu trăiește și nu are o componentă care ține de, care trece dincolo de știre. Și a cenzurat-o permanent. Probabil că ar trebui, sau presupun că mai există și un jurnal personal care încă nu e public, pentru că nu poate fi public. L-aș citi, citind aceste cărți și știind despre existența lor și urmări, aș vrea să văd, să parcurg etajul următor al intimității, al comunicării, al confesiunii, al perspectivei
asupra celor petrecute. Mi-ar plăcea să citesc acest jurnal, nu știu dacă, presupun că există, că dacă atâtea lucruri au fost spuse în văzul lumii, trebuie să mai existe și un sertar al lor, dincolo de cortină. Probabil acolo vom avea și un Adrian Năstase stilist, pentru că va fi obligat să exprime lucruri care țin de imediata vecinătatea literaturii, a sentimentalului, a afectivului. Interesantă cartea, se citește pentru că e scurt, domnul Năstase nu e lung. Uneori am simțit nevoia să mai găsesc niște detalii, uneori atât de scurt e zgârcit de-a dreptul. Și te incită, dacă ești curios, trebuie să te duci să cauți în alte cărți, trebuie să cauți în evenimentul respectiv, în relatările despre... Alteori e generos, lasă în descriere și mai ales atunci când este polemic. Farmecul acestor... a blogului Adrian Năstase și implicit a materialului din această carte sunt clasicele ironii ale primului ministru Adrian Năstase, foarte elegante, detașate, senine, culturale, sorginte culturală și intelectuală, de bună factură, nu grosolane. A întors, într-un fel, un tip de comunicare dură de care a avut parte, a întors cu răspunsuri și săgeți mult mai fine, care sunt proprii. E o carte de citit. Este univers... Viața românească și familia Năstase din perspectiva domnului Adrian Năstase. Se amestecă familia, societatea, inamicii, evenimentele, locuri frumoase din lume, toate se amestecă într-o perspectivă care este această carte. Mi-a plăcut. Felicitări! Mulțumesc foarte mult! Am început să scriu aceste note, aceste lucruri pe blog, într-un moment în care, într-adevăr, nu aveam posibilitatea să răspund. Sunt moderator și de asta, ca să fac o trecere armonioasă, dar trebuie să spun câteva cuvinte. Cred că asta este valoarea pe care internetul a adăugat-o. Eu la început am vrut să fac un fel de gazetă de perete în care să răspund pentru ceea ce mi se părea că este o formă de linșaj în care dreptul meu de a-mi spune punctul de vedere nu exista. Și atunci, practic, scriam și încetul am trecut și la alte teme, am început să vorbesc și despre lucrurile pe care le-am citit, despre oamenii pe care i-am întâlnit, despre evenimente și din acest motiv aproape că articolele acestea pentru mine sunt o formă de drog. În fiecare zi aproape mă gândesc ce anume să scriu și în restul zilei, atunci când nu sunt în fața calculatorului, caut teme, uneori mă enervez privind la televizor, alteori citind anumite știri și în felul ăsta îmi pregătesc unele dintre aceste mențiuni pe care le strâng după aceea în formă de carte, pentru că fac parte dintr-o generație care vrea să simtă mirosul cărții, vrea să aibă sentimentul acesta material al cuvântului scris. Și pentru că am descoperit că internetul este extrem de infidel și, practic, la fiecare nouă căsătorie politică,
dispar de pe site-ul guvernului știri importante. Și încât, dacă vrei să te duci înapoi pentru a găsi unele lucruri, vei descoperi că lucrurile acestea lipsesc. Ai dreptate, Marius, acum ar trebui, într-adevăr, doamna Roșianu să spună câteva cuvinte, pentru că este cea care m-a ajutat să dau formă finală acestei cărți, mi-a cenzurat volumul, în sensul că, în sfârșit, a adăugat sau a scos semne de punctuație, a cenzurat unele cuvinte, le-a căutat, uneori ele nu existau în dicționar și în felul acesta împreună am reușit să realizăm în final această carte, care sper că va fi urmată și de altele. Mie îmi pare rău că nu am reușit să fac o selecție din comentariile pe care cei care au citit articolele mele de blog le-au făcut. Unele dintre ele absolut extraordinare. Mă gândeam la un moment dat, dar ar fi o muncă mult prea complicată și de aceea deocamdată am rezistat acestei tentații. Vă rog pe doamna Roșianu să vă spună câteva cuvinte despre carte. Bună ziua! Îmi pare în primul rând foarte bine că mă aflu din nou în această clădire pe care o iubesc la propriu, chiar și numai când mă plimb prin fața ei și nu am acces înăuntru. Și în al doilea rând, mi-era teamă că voi vorbi după ceilalți doi invitați. Mi-era frică că nu o să mai am nimic de spus, că vor fura ei toate ideile. Din fericire nu s-a întâmplat acest lucru. Poate și pentru faptul că eu vorbesc din prisma cititorului, mai mult decât atât, din prisma unui cititor căruia este destul de indiferentă politica. Și a fost întotdeauna. I-au plăcut oamenii politici, sau unii, firește, foarte puțin, și a îndeplinit dreptul de cetățenesc de a vota, dar nu a făcut o pasiune pentru acest lucru. Și poate de aceea eu văd cartea dintr-un cu totul alt punct de vedere. În primul rând, o simplă aruncare de o privire, a unei priviri fugare asupra cuprinsului, vă dați seama că este că cartea reprezintă, de fapt, multe pagini de cultură. Apoi, mai putem să mai precizăm un lucru care poate suna oximoronic, cartea este atât relaxantă cât și incitantă. Este relaxantă pentru că, sau datorită faptului că autorul nu este pătimaș, nu este înverșunat. Aici o să-l contrazic un pic pe domnul Nistorescu, eu să știți că văd o pană de scriitor foarte bine conturată. Într-adevăr nu are lirism, dar nu toți scriitorii sunt lirici, sunt foarte mulți departe de lirism. Și această relaxare ți-o dă faptul că nu simți nevoia să te lupți cu ceea ce spune autorul. Poți să fii de acord, poți să nu fii de acord, dar atâta vreme cât we agree to disagree, totul este minunat. Deci, din punctul ăsta de vedere, îi oferă un confort cititorului. Nu în ultimul rând, fără să vreau să laud prea mult, dar trebuie să precizez acest fapt, mie îmi place când am de-a face cu autori și scritori sau conlocutori care au o formație aproape renascentistă. Și aceasta presupune că domnul Adrian Năstase nu este numai prim-ministru sau nu este numai om politic. Nu, dânsul este un om căruia îi place muzica și vorbește cu seriozitate și cu bucurie despre ea. Este un om căruia îi plac scriitorii, indiferent că sunt români, străini, pe care îi urmărește, se duce să vadă casele unde au locuit, unde au creat, ce anume detaliu din acea cameră l-a inspirat pe scriitor sau l-a inspirat chiar pe domnul Năstase. Mai mult decât atât, el găsește în fiecare detaliu ceva de spus. Adina Urma a spus că în fiecare zi caută. Eu am senzația că inclusiv lucrurile îl caută pe dânsul, pentru că
Mie, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult inclusiv pagina despre târgul de semințe pentru agricultură. Deci eu am simțit bucuria. Aici este un nou punct unde nu sunt de acord cu domnul Cornel Nistorescu. Eu nu am nevoie de un alt jurnal. Mi se pare mult mai așa, de-aia v-am și spus sincer, mi se pare mult mai interesant să depisteze omul din gusturile lui, din gusturile din toate domeniile, faptul că îi place o anumită carte, de ce îi place un anumit autor, de ce îi place o anumită muzică, de ce îi place un anumit om politic, să zicem, sau din cultură, de ce admiră pe cineva, de ce se păstrează reținut față de altcineva. Deci toate aceste aspecte mie mi se pare că dezvăluie mult mai mult dintr-un om și respectiv din autorul nostru decât ar face o consemnare mai intimă, să zic, a vieții de zi cu zi. Până la urmă nimeni, deci eu nu cred foarte mult în sinceritatea jurnalelor așa zis intime și de aceea inclusiv acolo mă străduiesc să văd ce este dincolo de cuvinte. La domnul Năstase a fost foarte plăcută această călătorie și această tragere ușoară a cortinii din când în când pentru a ajunge către un om care este, fără să exagerez, un monument de cultură. Și mie îmi plac oamenii care sunt culți foarte mult. De aceea vă spun că este, deci dincolo de un jurnal politic, dacă vreți, într-adevăr are foarte multe elemente politice, dar nu la asta se rezumă, nu asta e important. E într-adevăr foarte, foarte bine ceea ce a punctat și domnul Nisorescu, dar și domnul Năstase, că se pierd informațiile. Noi avem senzația că 2017-2018 a fost alaltăieri. Știm tot ceea ce suna peste tot că sunt breaking news. Aiurea, deci eu uitase în jumătate din ele. Deși atunci, vai, cât de mult ne-au indignat, ne-au fermecat, ne-au, mă rog, ce efect a avut. Deci totul se uită, că asta e. Și mai vin și alte boli care ne fac să uităm. Deci e bine să fie undeva pe o carte consemnată. Pe de altă parte, așa cum am spus, poate că la momentul respectiv fiecare dintre noi sau dintre concetățenii noștri a privit cu un pic cam pasional momentul respectiv. Așa cum v-am spus, aici aveți parte pe de o parte de privirea autorului, care este relaxată și vag detașată, dar aveți și dumneavoastră relaxarea de care e nevoie să vă uitați în urmă la evenimente și la oameni. Nu în ultimul rând, este o carte care are umor. Umor la fel, un umor foarte subtil și inteligent și cu nuanțe fine, foarte fine de ironie, ceea ce, așa cum v-am spus la început, creează din nou o stare foarte bună a cititorului. Acum o să fac o corecție, nu eu am redactat de la început cartea, eu am făcut doar lectura finală, deci nu este meritul meu în totalitate, dar într-un fel am fost avantajată, că una e să stai să te uiți la virgule și la cuvinte și la asta și alta este să ai o privire de ansamblu și să poți să dai așa numai o ultimă tușă. Prin urmare, mi-a făcut foarte mare plăcere să intru în paginile acestei cărți și ale, pentru că recunosc, mie nu-mi place să citesc pe net. Deci a fost chiar foarte bine că s-a materializat. Alături de celelalte 9 volume, care au aceleași condimente despre care v-am vorbit. Mulțumesc mult că mi-ați permis să spun câteva cuvinte la această lansare pentru o carte pe care vă recomand din tot sufletul și nu o să vă pară rău când o să citiți. Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult! Îmi dați voie să vorbesc și eu sau nu? Nu, încă nu. Deci, ar trebui să mai adaug anumite lucruri. Poate că vă așteptați să povestesc din bucătăria acestei cărți. Nu o voi face, pentru că până la urmă, într-adevăr, cred că definitiv trebuie citită cartea. Este, cred, farmecul ei, spre deosebire de lectura episodică
a unui blog, atunci când aceste lucruri sunt puse împreună, ele dau imaginea unui puzzle care are consistență și care oferă o anumită imagine pentru cel care vrea să pună o anumită lumină pe o anumită perioadă, pe o anumită evoluție. Și cred că, într-un fel, puse unele după altele, aceste 500 de, 4-500 de, de mici comentarii de viață politică, culturală, personală, arată un univers care în mare măsură reprezintă efectul a ceea ce se întâmplă cu noi, se întâmplă în jurul nostru, se întâmplă. Iar din acest motiv continui să fac aceste lucruri și continui până la urmă să folosesc sarcasmul, care uneori este o formă mai dură de ironie, care înseamnă posibilitatea, până la urmă, de a te raporta fără răutate, fără încrâncenare, dar într-un mod critic la unele dintre lucrurile care se întâmplă în jurul tău. Uneori mă inspir sau, în orice caz, preiau lucruri scrise de alții. Și la un moment dat, și asta ca să nu vă plictisesc cu ceea ce am scris eu, am să încerc să vă prezint câteva dintre lucrurile pe care le-am găsit în alte cărți. Unul dintre prietenii mei din Franța, Patrick Bachmann, un om de carte, un tip extraordinar, editorialist al Figaro, o lungă perioadă de timp și care conduce revista Politica Internațională, are o mare pasiune și anume publică tot felul de volume cu sfârșit cuvinte de spirit, cu unele lucruri pline de înțelepciune. Și într-una dintre cărțile pe care Patrick Bachmann, fost profesor la Sorbona de altfel, una dintre cărțile pe care mi le-a oferit, sunt câteva lucruri pe care eu le-am spicuit, le-am preluat în volumul meu. Iată, spre exemplu, o conversație între Ludovic al XVIII-lea și Talleyrand. Admir influența pe care o aveți, îi spune Ludovic al XVIII-lea al Talleyrand, influența pe care o aveți asupra tot ce se întâmplă în Franța. Cum ați făcut să dați jos mai întâi directoratul și apoi puterea colosală a lui Bonaparte? Doamne, sire, nu am făcut nimic special pentru asta. Se întâmplă însă ceva inexplicabil. Port ghinion guvernelor care mă neglijează. Sau tot de aici, traducerea Iliadei, povestește Patrick Bachmann, realizată de Hundar de la Motte, a trezit gelozia unui obscur François Gascon, care l-a atacat în presa vremii. Întrebat de ce nu răspunde acestor atacuri, marele scriitor a răspuns: dragul meu prieten, nu ai nimic de câștigat cu cel care nu are nimic de pierdut. Și vă mai citesc încă unul sau două lucruri, sper să nu vă plictisesc. Un critic de artă îi se adresează lui Tristan Bernard. Dacă ar izbucni un incendiu la Muzeul Louvre, ce tablou ați lua pentru a-l salva? Răspunsul maestrului: pe cel mai aproape de ieșire. Destul de cinic, da? Și în final, deși probabil că ați mai auzit cuvintele acestea, în perioada campaniei sufragetelor din Marea Britanie, una dintre ele l-a întrerupt pe Churchill în mijlocul unui discurs, spunând: dacă aș fi soția dumitale, ți-aș pune o travă în ceai. Iar răspunsul lui Churchill:
E bine, doamnă, dacă aș fi soțul dumneavoastră, l-aș bea. Deci, în orice caz, cred că lucruri de genul acesta, cumva adunate din înțelepciunea culturii europene și nu numai, pot să ne ajute să fim mai relaxați în relația noastră cu noi înșine, dar și cu ceilalți. N-are rost să vă povestesc despre carte. Despre mine bănesc că ați citit o mulțime de lucruri rele, deci nu intenționez acum să le modific. Bănesc că aveți păreri, cum este de exemplu Marius. Părerea lui despre mine este clară, negativă de mulți ani. Dar am încercat acum prin această carte să mai schimb puțin. Mi-au plăcut foarte mult comentariile pe care le-a făcut Cornel Nistorescu, pe care îl consider unul dintre cei mai buni jurnaliști din România și care are o voce absolut inconfundabilă în ceea ce scrie. Și cred... Nu țin un alt jurnal, însă mi-aș dori să fac un lucru pe care mă simt într-un fel dator să-l fac și regret că nu l-am realizat. Pentru perioada când am fost la externe, am realizat cele 10 volume, România după Malta, cu stenogramele tuturor discuțiilor pe care le-am avut în țară, mai ales în străinătate. Și cred că este o sursă documentară absolut extraordinară această suită de volume. Pentru perioada când am fost prim-ministru, nu am făcut acest lucru. Am sute de mii de foldere, de dosare, care probabil că ar fi trebuit cumva puse în ceea ce înseamnă istoria a ceea ce unii dintre noi consideră ca un dat, o poveste absolut firească, intrarea în NATO sau în Uniunea Europeană. M-a sunat cineva ieri să-mi spună că a fost în biroul lui Timmermans zilele trecute și a descoperit acolo un tablou oferit de către premierul României, o lucrare a lui Câlțea, absolut superbă, pe care eu i-o oferisem lui Verheugen în perioada negocierilor. Și sigur că aceste lucruri mici, nu vreau să adaug detalii de la vânătorile organizate în perioada aceea în România, nu cred că ar fi politic corect, dar sunt foarte multe astfel de lucruri care împreună au determinat decizii importante. Și probabil că aceste elemente, poate nesemnificative din punct de vedere geopolitic, au avut importanța lor și ar fi meritat cumva să fie reținute într-o istorie, nu neapărat personală, dar într-o istorie care să însemne că ne putem întoarce în trecut pentru a învăța pentru viitor, deci nu sunt sigur că știm să facem astăzi. Dar mă opresc aici pentru că îmi dau seama că ați venit aici pur și simplu ca să cumpărați volumul și nu vreau să vă împiedic să faceți acest lucru. Și vă mulțumesc foarte mult pentru această participare. Un semn de prietenie până la urmă pe care îl apreciez extraordinar de mult. Vreau să vă spun că vom continua să organizăm aici la Fundație numeroase evenimente și expoziții și conferințe. Pe 7 iunie, de exemplu, vom avea o discuție despre geopolitica vaccinului cu Alexandru Rafila și Ioan Mircea Pașcu. Sigur, pot să vă dau și alte elemente de program.
pentru a vă incita să participați în măsura în care sunteți de acord la aceste activități într-un cadru mai larg. Apropo de jurnale, și să vă spun că vom tipări într-un număr mai mare de exemplare două cărți care au rămas de la cel care a fost probabil cel mai cunoscut specialist, cunoscător a vieții, mai ales al lucrărilor, al acțiunilor lui Titulescu, și anume George G. Potra, și care a lăsat două volume. Unul a fost asasinat Titulescu și îl vom prezenta probabil în perioada următoare, acest volum și aici. Și un al doilea volum, Însemnările lui Titulescu din perioada 1927-28. Și acolo cred că mai ales Cornel Nistorescu o să găsească ceea ce poate se aștepta să găsească aici. În aceste jurnale, care sunt de fapt niște agende cu mici notări, sigur întâlniri și nu știu ce, dar și cu comentarii de genul sunt amărât, nu m-am simțit bine, mă dor rinichii, mă doare spatele. Știți bine că Titulescu avea probleme mari de sănătate și veți vedea în această transcriere a notelor din acest jurnal al lui Titulescu pentru perioada 27-28, toate aceste lucruri. Nici eu nu cred prea mult în jurnale, de asta nici nu m-am apucat să scriu. De ce? Pentru că știu bine din lecturile pe care le-am făcut de-a lungul anilor că cel care scrie un jurnal după evenimente are tentația fie să se pună în centrul evenimentelor respective, fie să facă în așa fel încât evenimentele respective să îi dea o lumină mai favorabilă. Și cum am participat la mult, da, sau să plătească poliția. Și de aceea citesc mai curând volumele cu documente, iar și m-am ferit cumva să rescriu unele dintre lucrurile care au apărut într-un fel sau altul. O lectură pe care am făcut-o în ultima vreme, mai atent, a fost Adrian Năstase pe Wikipedia. Vă rog să citiți ce scrie în această enciclopedie modernă. Adrian Năstase, poreclă, bombonel sau neacaisă? Deci, mi se pare că pentru o enciclopedie de nivel, un astfel de început este absolut remarcabil. Iar apoi, sigur, mai departe, diverse lucruri, o poveste, de exemplu, despre cum ar fi murit tatăl meu într-un accident de avion din 57, de ce nu s-a întâmplat, a murit mai târziu și nu în accident de avion. Dar foarte multe lucruri din... Marele avantaj este că pe Wikipedia nu poți să intri să modifici lucrurile astea decât dacă ești abonat la diezul acela care apare mai frecvent în viața politică. Da. Deci, bun. Sigur, trebuie să ne batem în permanență, pentru că ne batem și pentru propria noastră imagine și pentru ce înseamnă imaginea țării și pentru imnul țării, pe care unii îl știu sau nu îl știu, pentru felul în care îți vopsești cascada hockey, toate lucrurile acestea țin și de felul în care noi reacționăm. De felul în care știm să spunem că sunt anumite lucruri care nu trebuie făcute. Trebuie să mă opriți, Marius, să-mi spui când... Bun. Cam asta este despre carte. Și vă invit deci să o citiți și să așteptați cu mult interes și volumul următor. Vă mulțumesc încă o dată. Toate bune!